Salutare și bine v-am regăsit la ziua cu numărul 6 a provocării de 21 de zile de trans energetic, atât de minim 12 minute pe zi. Astăzi voi face, cum v-am promis în ziua anterioară, dansul mudrelor. Mudrele sunt gesturi pe care le facem cu mâinile, cu palmele, da, și cu degetele. De exemplu, avem descrise în cartea lui Ioan Secariu mai multe tipuri de mudre. Însă eu astăzi voi folosi doar câteva dintre ele. Și fiindcă am ales pentru această zi o muzică mai dinamică, acesta este un dans mai dinamic, o să folosesc niște mudre care, de exemplu, aceasta, care înseamnă totală nemulțumire, da? Și voi dansa pe această mudră, dans liber. Sau aceasta, da, care la fel înseamnă nemulțumire totală, înseamnă revoltă, mai bine spus. Pentru că vreau să scot afară tot ce nu mai îmi este de folos legat de acest aspect. De asta voi și folosi muzica dinamică de felul acesta. Pentru liniștire, la final, voi folosi această mudră sau Gyan Mudra. Asta înseamnă mudra recunoștinței. Este folosită și în meditație, dacă medităm și stăm așa. Ce voi mai folosi? Pentru redirecționarea energiei voi folosi această mudră. Voi face niște cerculețe, niște spirale și voi redirecționa unde am eu nevoie, de exemplu, energia. Voi mai folosi această mudră, care înseamnă recunoașterea puterii celuilalt, în acest caz recunoașterea puterii ghizilor mei. Ok. Și o să dau drumul la muzică, să nu vă speriați, este o muzică mai dinamică, muzică din The Vikings, din film, pentru cei care l-ați văzut, este o muzică foarte antrenantă. Și azi voi folosi de la Dan Him un album din Vikings Era Songs, care se cheamă Fridr, deci am niște denumiri, muzică nordică, oricum. Bun. Să-mi pun ochelarii și să dăm drumul la treabă. Mișcăm tot corpul energic, continuăm să facem mudra respectivă pe dans. Mai degrabă aduc recunoștință pentru magnitudinea celuilalt. O să transpirați un pic la acest dans, pentru că este un dans energic, foarte energic și dinamic. Acum voi folosi această mudră pentru a aduna energia și a o redirecta unde am eu nevoie. Iau din spate, din lateral. De sus,
pot să desenez cum am și spirala, vedeți aici, pot să desenez o spirală care este o spirală de ascensionare, adică o spirală ascendentă în sensul acelor de ceasornic, cu sensul spre cum ar veni ceasul, da? Ora 12, ora 6, ora 3, ora 9. Sensul vine de la ora 12 spre ora 9, în sensul ăsta. Și acum, brusc, o să redirectez cu degetele energia în zona uterovare, unde eu, de exemplu, am nevoie de mai multă energie. Cu mâinile făcute astfel, da? Aici e ca și cum am face box, da? Un pic de box de dimineață. Deci, de revoltă și nemulțumire, această mudră. Vă recomand să o folosiți ori de câte ori vreți să vă descărcați de toate chestiile negative. Dați drumul, da? Puteți face și o mișcare de genul ăsta. Mai este această mudră care o să dau muzica un pic mai încet pentru ca să mă aud. Mai este această mudră care e ca și cum am ridicat degetele, dar avem ceva de spus. Eu n-am folosit în dans, însă voi puteți să folosiți și să mai studiați în carte ce alte mudre mai sunt. Sau puteți găsi, bineînțeles, pe internet mudrele explicate foarte frumos și le puteți aplica. Vă doresc spor la practică și ne vedem mâine. Vă pup, pa, pa! Scrieți-mi pe canal
Ce dansuri ați practicat până acum? Cum v-ați simțit și cum se derulează pentru voi? Pentru mine este extraordinar, numai lucruri bune mi s-au întâmplat de când am practicat în fiecare zi constant. Vă pup, duminică frumoasă!